Primăria municipiului Deva s-a înscris în programul Rabla Local, derulat de administrația Fondului de Mediu. A fost depusă cererea de înscriere și documentația necesară. Această primă etapă este dedicată primăriilor, urmând ca administrația Fondului de Mediu să lanseze cea de-a doua etapă dedicată înscrierii persoanelor fizice. După încheierea contractelor de delegare între administrația Fondului de Mediu și primării și publicarea pe site-ul www.afm.ro a listei cu primăriile care au încheiat contracte de delegare, AFM va lansa deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și sumele alocate. Proprietarii persoane fizice care vor să renunțe la mașini mai vechi de 15 ani trebuie să aștepte anunțul de deschidere din partea AFM și de-abia apoi se pot înscrie prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție. Municipiul Deva a solicitat finanțare pentru un număr de 1000 de autovehicule, numărul maxim pentru care se putea accesa acest program, raportat la numărul de locuitori ai municipiului. Bugetul total al programului, casarea autovehiculor uzate din municipiul Deva pentru anul 2023 este de 3 de lei, cu o cofinanțare de la bugetul local de 600.000 de lei. Proprietarii vor putea casa mașinile mai vechi de 15 ani în schimbul sumei de 3.000 de lei. Din totalul stimulentului pentru casare, 2.400 de lei vor fi suportați din bugetul AFM, iar restul de 600 de lei din bugetul local.